Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, nu pierdem vremea ediției incendiară. Stați să vedeți primul subiect. Poți să pierd ultima picătură de sânge din mine ca să ai tu dreptul să mă contrazici pe mine. Asta înseamnă, de fapt, democrație. Care e adevărul din spatele scandalului dintre Cornel Păsat și Cerebel? Celebrul coregraf aduce toate dovezile azi la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. În ce relație au rămas acum cei doi artiști? Își mai vorbesc sau nu? Unde s-a rupt firul și când au început jignirile? Cornel Păsat vine să facă lumină în acest caz. Nu ratați! Imediat! Românul are noroc, dar se începe la tot. Fură stampila de vot și o altă ca un reloc. Doamnelor și domnilor, hai să vedem despre ce e vorba în acest subiect. Intră în scenă imediat Cornel Păsat. Vă punem acum în temă. Așadar, a fost un format mai de mult la televiziunea Canal D, foarte de mult, ca dovadă cum prezentea regretatul Andrei Gheorghe, se numea Rătăciți în Panama. Acolo, Cornel Păsat și Cerebel s-au certat, deci a fost un scandal foarte mare. Ce spune Cornel acum fiind întrebat de presă? Ne-am împăcat după ce și-a cerut iertare în genunchi, nu suntem însă prieteni, ne-am mai intersectat pe la evenimente, doar ne salutăm. Am înțeles că producătorii voiau conflicte pentru rating, dar el a întrecut orice vulgaritate. M-a jurat tot timpul într-un limbaj chiar pornografic. Chiar am avut un șoc atunci, nu mă așteptam să fie așa de conflictual și fără motiv. Consideram că devenisem prieteni, dacă îl loveam, aveam clauză în contract, mă dădeau afară din emisiune și trebuia să plătesc 100.000 de euro. Doamnelor și domnilor, ce spune Cerebel, după care vine acum Cornel să explice. Avem și punct de vedere, l-am întrebat aseară pe Cerebel despre această situație. Cerebel zice, eu știu că lui place să stea în genunchi. La asta o să revenim când vine Cornel. Dar în cazul meu nu o se întâmple asta niciodată, n-am cum să suport fătălăii. Nu i-am suportat niciodată, nu mai sunt dovezile referitare la această emisiune ca să se poată evidenția ce s-a întâmplat acolo, dar a fost, s-a dus. Am crescut cu toții, iar eu nu credeam că el nu s-a maturizat între timp. Doamne, adică nu înțeleg de ce faci declarații de genul ăsta după atâta timp scoțând în evidență ce păcat. Doamnelor și domnilor, așa. Hai să dăm și acest citat, de aceea, după aceea o să luăm Bob cu Bob cu Cornel. Eu dacă mi-am cerut iertare, mi-am cerut ca un coleg și mi-am cerut iertare ca un adult. Dar în niciun caz dusă la extremă, că eu mi-am cerut iertare în genunchi și doar așa a acceptat el. Pentru că eu am înjurat pe bune, repet, nu suport fătălăii și atunci într-o emisiune de supraviețuire, fătălăii nu au ce căuta decât dacă vor doar televiziune și vor doar show. Spune pentru cancan.ro Cerebel. Eu m-am dus în emisiunea asta știind unde mă duc, după cum s-a văzut și în emisiunea Survivor. Îmi pare rău că s-a apucat să dea, să declare lucruri de genul ăsta, pentru că nu e cazul. Poate că și acum mai vrea atenție. Păcat! Acolo au fost colegi, acolo au fost martori, acolo s-a filmat, există niște lucruri. Doamnelor și domnilor, intră acum în scenă Cornel Păsat. E acela ce purta papionul cu mândrie, e acel Ion. Românul are noroc, dar se fice pe la tot, fură stampila de vot și-o poartă. Hai, Cornel! Bine ai venit, Cornel! Bine te-am găsit! Doamnelor și domnilor... Așa te vreau și pe tine, mă, după un sezon, să te văd cu mușchi așa, precum Cornel. Dar... Îi ai, nu? Da, da, da. Dar i-ai lăsat acasă și azi, nu? Nu pot să iau tot timpul după mine, n-are rost să abuzez de ei așa, da. Aiurea. Imediat o să ajungem și la rețeta noastră. Pe de altă parte... Miroase delicios. A? Miroase delicios, nu așa să fac, să ajungem în forma fizică a lui Cornel. Cornel! Eu rămân prost, nu credeam că se mai poate discuta despre chestia asta. A fost acum 20 de ani formatul sau cât să te fi trecut? Nu chiar 20, aproape 15, cred eu. 15, da? Da. Bun. Am văzut. Deci, practic, hai să vedem de la ce a pornit declarația ta și după care o să analizăm lucrurile pe care le-a spus el. Plus, Cornel ne-a adus și am și găsit și noi am certificat un fragment, pentru că fragmentul acela este important. Deci, ce s-a întâmplat? Păi ce se întâmplă? Zilele trecute am primit un telefon de la o jurnalistă în care am fost întrebat, domnule, facem un material despre vedete care s-au certat în trecut și cum s-a soluționat, cum v-ați împăcat. Așa. Singura vedetă cu care eu am avut un conflict a fost și Rebel. Și bineînțeles că am povestit purul adevăr. Și atât, nimic mai mult. Nu am vrut să-l atac pe Cerebel. Am povestit un lucru
care s-a întâmplat în viața mea și a fost un lucru public, odată ce a apărut pe sticlă și nu avea nimic de ascuns, adică nu e un secret că ne-am certat, știe toată lumea despre ce e vorba și mulți, știa momentul, cel puțin ăla, familiile noastre n-au uitat, nici familia lui, nici familia mea și prietenii apropiați n-au uitat lucrurile așa, astea, mai mult ca sigur. Așa că n-avea de ce să rost să mint sau să ascund lucrurile astea, am spus adevărul gol-goluț, așa cum a fost el. Că Cerebel a venit cu versiunea lui, care, sincer, nu stă în picioare, este, din punctul de vedere, o minciună. Și am și dovezile efective ca să susțin acest lucru. Și vorbește despre maturitate la adresa mea și despre faptul că eu nu sunt bărbat, sunt pătălău. Și aici am dovezi în care el îmi spune clar că nu că suntem bărbați, suntem mai mult decât bărbați, niște sportivi și luptători adevărați. Sunt motamă cuvintele lui. Stai o secundă. Doamnelor și domnilor, din arhiva acestei emisiuni despre care s-a vorbit, repet, a fost atât de mult, de asta e și interesant. Păi, de ce să mai vorbim de emisiune? Dragul de Andrei Gheorghe prezenta formatul ăsta. Hai să vedem exact acel moment. Cornel? Foarte greu. De fapt, e o sarcină simplă, dar e greu de explicat. Doar ce sunt două puncte de vedere diferite. Unul este cel al gustului... Doamnelor și domnilor, atenție mare! Vreau să reținem lucrul următor. Acesta este un moment, regia cu siguranță că o să aibă versiunea potrivită. Acesta este momentul, practic, în care ce se întâmplase în emisiune până atunci. Și după aceea o să dăm din nou secvența, că vreau să lămurim. Poate trebuie explicat. În urma repetate cu Cerebel, echipa noastră a avut de suferit. Am ajuns pe insula condamnaților, am ajuns la eliminare, am câștigat proba de eliminare. Și, bineînțeles, în momentul în care am câștigat proba de eliminare, apropo, Cerebel spune că eu nu aveam ce căuta la Survivor, că am plecat, că am fost ăla în Pătălău sau ceva. Ăla era, de fapt, Survivor sub alt nume, unde era. Da, da, Survivor sub alt nume. Era Rătăciți în Panama, corect. Despre ce e vorba? El a plecat la 2 săptămâni de când a venit acolo, eliminat practic de mine, care am câștigat imunitatea. El s-a cerut acasă, cu ghilimele de rigoare, atunci când a dat de greu. Adică pe el l-au învins așa, două lucruri mari. Eu, odată, l-am bătut grav. Și nu eu, și fetele l-au bătut. Și doi la mână, el a plecat acasă de dorul familiei și din cauza acelor mușcături de citra. Da, dar care-i fătălău și care-i rostul să mai vii la o emisiune de genul ăsta? Pentru că el asta spune despre mine. Și știi cum e. Hoțul strigă hoțul. Bă, nu e așa. Ok. În momentul acela, eu trebuia să votez pe cineva. Așa. Am crezut cu toții de acord să votăm pe Ramona și el sau echipa am stabilit cu toții să-l votăm al doilea pe el. În momentul în care a trebuit să-și ia la revedere, omul a îngenunchiat. Și nu e o minciună, așa cum spune el, că n-a îngenunchiat în fața nimănui niciodată. Minte cu nerușinare. Și cu imaturitatea respectivă la pachet, s-a pus în genunchi și a cerut scuze. Și a spus, îți cer scuze. Hai așa, doamnelor, acum e momentul să vedem secvențele. Le-am oprit pentru că cred că mai trebuiau lămurite câteva lucruri. Hai să vedem. Asta era punerea în temă necesară. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Foarte greu. De fapt, e o sarcină simplă, dar e greu de explicat. Doar ce sunt două puncte de vedere diferite. Unul este cel al gustului, dulcele gust al răzbunării. Când un om te desconsideră, te umilește, te jignește și în continuu te atacă fără să-i faci absolut nimic, automat tinzi să respingi și să lupți înapoi cu aceleași arme cu care ai fost atacat. Asta a fost situația mea cu Cerebel. Celălalt punct de vedere este cel uman, în care îmi văd cel mai aplic dușman la pământ, lovit crunt. Și nu de mine, nici de coechipier, poate doar de soartă și de Dumnezeu, de natură. În fine, o să-l votez pe Cerebel, chiar dacă îmi acoperă ambele motive, votez mai mult din punct de vedere favorabil pentru el. Și sincer să fiu, vreau să iert tot ce a făcut și de ce nu, poate în viitor mă fi prieten. Aveți doi bărbați aici, nu pot spune bărbați, că e puțin spus. Aveți doi sportivi, doi luptători foarte buni. Îngenunchez în fața voastră și îmi cer scuze pentru tot ce am greșit față de voi, mai ales față de tine, Cornel.
Bun. Se vede o genunchiere, e adevărat. Vreau să te întreb ceva. Și cer scuze, mai ales ție, Cornel. Da, da? Am înțeles. Dar ce-ți spunea el ție? Ce-mi spunea? Nu pot să reproduc pe TV așa ceva și nu îmi stă în caracter. Adică... Voi înainte vă cunoșteați? Mie mi-a fost foarte... Emisiunea de genul ăsta scot cei mai rău în oameni. Scot la egală cei mai rău în oameni. În viața mea o să mă duc pentru că văd că se întâmplă lucruri... Oamenii se schimbă radical. Și da. Scot exact ce e mai rău în educația lor și în caracterul lor. Pe de o parte e bine că vezi omul așa cum e. Eu n-am auzit la nimeni și toată viața mea nu m-a înjurat nimeni atât de vulgar și atât de des, pentru că era des, era o tortură psihică continuă, cerebel. Era ca râia, se ținea de capul meu de dimineață până seara, numai observații, jigniri, înjurături peste înjurături, că el avea el nu știe să comunice decât așa. Știa atunci, poate acum s-a mai schimbat. Nu, că nici acolo nu s-a schimbat. În continuare mă face fătălău, că nu sunt... Imediat o să vedeți declarația aia. Nu înțeleg cine-i fătălău și cine-i bărbat și cine-i fătălău. Că mai devreme în materialul video spunea clar că suntem, nu bărbați, super bărbați și super luptători și așa mai departe. Acum se contrazice singur. Mă face iar fătălău. Păi, cum facem? Suferă de amnezie? Dublă personalitate? Cum e? În fine... într-adevăr, oamenii, în general, oamenii care nu reușesc în viață sau care rămân cu anumite frustrări, așa, tind când nu câștigă să vină cu argumente urâte, cu injurii, cu tot felul de lucruri care... Bă, Cornele, dar nu s-a prescris? Cu jigniri. Nu s-a prescris pentru că... Au trecut 15 ani. Să spun sincer, eu n-am cum să uit lucrurile astea. Pentru că nimeni nu m-a înjurat așa și nici nu o să fiu de acord. Înjurăturile erau cu bip, dar se vedeau și la TV? Nu un comportament de genul ăsta niciodată. Erau date pe TV, bine, cu bipuri de rigoare, dar și când era off camera, da, când nu se filma, tortura continua. Da? Deci, în continuu. Și era mai virulent atunci când apăreau camerele. Înțelegi? Cu tot felul de... probleme, că sunt fetiță, că nu știu ce, că sunt slab, că... Și s-a văzut până la urmă cine a fost slab. Când am avut competiția pentru imunitate, eu am câștigat la distanță foarte mare de el, el a ieșit ultimul, ca să nu mai spun de faptul că Silvia și Ramona au trecut probele înaintea lui, adică el a rămas mai slab ca fetele. Despre ce Ramona vorbim? Gabor și Silvia... Ramona, Silvia, Lăuneanu. Lăuneanu, da. Așa și cu Yasmin, Berry Dancer. Și cu Ionuța Todiresei. Da. Da. Deci el a fost ultimul, adică să vii să faci pe marele luptător și pe marele sportiv și să mă faci pe mine fătălău, mi se pare că da. Exagerează. Doamnelor și domnilor, minte urât. Adică... imediat aseară, știind că Cornel a acceptat... a făcut referire la faptul că mie îmi place să stau în genunchi, ok. Stai așa, după o scurtă pauză le lămurim pe toate, stați cu noi, punem față în față cele două păreri și Cornel îi spune punctul de vedere, vedem și care a fost reacția lui Cerebel în momentul în care a fost întrebat de un membru al echipei noastre. Stați cu noi! Doamnelor și domnilor, imediat continuăm acest subiect neplăcut, aș putea spune, dar de lămurit. Până atunci, ar fi bine să ne plouă puțin în gură. Domnul Adrian, ce, Cristi, ce gătiți salut, astăzi? Cornel. Tot spunea Cornel că miroase bine. Astăzi vom face un fusion între bucătăria italiană și cea ciobănească. Deci, practic, vom face niște arancini cu țelute dinoret. Unii italieni sunt cam ciobani, adevărat. Să zicem. Așa. Vom face niște chifleluțe din orez, pe care le vom umple cu brânză de burduf, bacon, iar în orez, după cum bine vedeți, am băgat niște verdeață, pătrunjel și puțină ceapă verde, dacă tot este sezonul acum. Iar pentru varianta de post... Arancini, drag, așa se numește, da? Iar pentru varianta de post vom găti o salată de linte cu diferite legume și un dressing de muștar cu miere fenomenal și chimen. Să nu uitați. Doamnelor și domnilor, prin urmare, este Cornel, până s-a apucat Adrian de treabă. Uite, apă, mi-a cerut Cornel niște apă. Poți să bei indirect, nu e niciun fel de problemă. Suntem o emisiune liberă. Pe de altă parte, însă, hai să vedem. Deci am înțeles care este treaba. Ce voiai să spui înainte de pauză? Pauza, am rămas la chestiunea cu genunchiul. Cu? Cu genunchiul. Așa. A te pune în genunchi, nu consider că este un lucru nedemn. Este un lucru frumos, onorabil. La microfon, Cornel, te rog.
scuze. A te pune în genunchi nu este un lucru nedemn, este un lucru chiar onorabil, este un lucru de bun simț din punctul meu de vedere. Te pui în genunchi atunci când ceri mâna unei fete, da. Te pui în genunchi atunci când trebuie să ceri iertare, te pui în genunchi în formă de respect și asta îți dă ție o calitate umană și ok, adică ești o persoană de admirat, nu o persoană, nu înțeleg de ce s-a atacat el și de ce. Acum, a avut eu vreau să spun asta. Ceva, eu cred că un om puternic știe să-și ceară scuze. Exact, chiar și în genunchi e un gest frumos până la urmă, nu este un gest urât. Nu înțeleg da. De ce s-a supărat atât de rău și de ce m-a jignit iar. O secundă, o să mergem imediat la jignirea cu pricina. Mai are o secvență, dacă ați trecut sursa, de la emisiune, apropo de ce vorbea Cornel, a găsit-o și Cornel, am găsit-o și noi, dacă o avem, o putem să o vedem pe ecran. Hai să vedem cum trec linia de sosire. Stop! S-a încheiat! Învingător, Cornel! Puse și Ramona trecuse. Bun. Și bineînțeles Pitbull-ul. Bun, e regulă. Asta se putea întâmpla orice, nu este neapărat un caz, dar Cornel a învins în acest joc de care spunea mai devreme. Hai să vedem declarația, ca să încercăm să precizăm niște lucruri. Nu suntem aici să punem paie pe foc, suntem ca să lămurim. O să vă spun exact și reacția lui Cerebel de aseară, pentru că așa este normal. Eu știu că Cerebel către Cornel. Ia uite-mă că fac și poezii. Cerebel către Cornel. Eu știu că lui îi place să stea în genunchi. Adică? Hai să dămânim și problema asta. Din păcate nu e onorabil să faci discriminări. Cred că se referă la faptul că eu fac striptease. Ok, mă cunoaște prea puțin și cred că nu mă cunoaște prea puțin. Știe foarte bine că sunt producător, că am 6 spectacole făcute la Sala Palatului, o performanță pe care nu a făcut-o el niciodată și nici nu cred că o să reușească vreodată. În care eu am fost producător și nu numai producător, organizator, producător, regizor, scenarist, tot. Am făcut singur, cu o echipă de oameni, într-adevăr, dar am reușit niște lucruri totuși să fac în viață și nu înțeleg de ce apelează la discriminarea asta cumva. Pentru că până la urmă e o discriminare, știi, profesională, discriminare potrivit rasiale, sociale, că ăla e mai bogat, că ăla e mai sărac, că ăla face striptease, că... În fine, e un lucru foarte urât și detestat de majoritatea oamenilor educați. Nu este universal, nu este acceptat în societate această discriminare. Este chiar condamnată. Bun. Spune că m-am pus în genunchi. Ok, eu m-am pun în genunchi, dar m-am pun în genunchi tocmai pentru că nu mi se pare un gest și în fața femeilor. Corect? Și nu mi se pare, până la urmă, și în fața unor că te pui în genunchi și îți cer scuze, nu mi se pare, repet, un lucru dezonorant. A accepta că ai greșit este un lucru bun. Da. Și eu sunt de acord. N-am cum să suport fătălăii, nu i-am suportat niciodată. Eu nu știu de ce tot trăiește el în realitatea asta falsă a lui. Probabil s-a băgat el așa într-o bulă, unde el se simte bine cu el și nu vrea să fie rațional să recunoască realitatea. Dovezile arată că a spus altceva. Dovezile arată că eu am stat până la sfârșitul, aproape de sfârșitul acestui emisiuni concurs. Am stat până aproape de final, iar el a plecat după 2 săptămâni, s-a cerut singur acasă că n-a mai putut să ducă. Eu am fost bărbat și sunt bărbat și o pot dovedi prin acțiunile mele din toată viața. Adică am construit o casă, am plantat niște copaci, știu să zidesc, știu să fac singur țevile acasă, pompa de apă, știu să fac croitorie, fotografie, spectacole. Mă pricep la foarte multe lucruri și știu să am grijă de familia mea în primul rând și am curaj și sunt un luptător. Am dovedit-o și la emisiunea de la ProTV, la Stere Verzi, când am avut meciul cu George Vintilă. Adică n-a refuzat o luptă în ring. Ca să nu mai spun de o altă emisiune unde am făcut salt jumate contra, da? De la 10 metri, ca să vorbim despre curaj. Da. Da? Și de altă parte, până la urmă a fi bărbat înseamnă să și recunoști atunci când greșești. Da, eu sunt de acord că e adevărat. A ști când să spui am greșit e mare lucru în viață. Nu mai sunt dovezile referitoare la această emisiune. Ca să surpriză, uite că sunt dovezile. Ca să se poată evidenția ce s-a întâmplat. Sunt mai mult decât grăitoare, se văd, sunt pe sticlă. O să le pot vedea pe... Iar eu nu credeam că el nu s-a maturat între timp. Cine e matur în toată situația asta? Te întreb eu pe tine ca imparțial, da? Eu care am povestit un simplu adevăr din trecut, da? N-am nicio frustrare în legătură cu treaba asta, n-am nicio problemă cu el, nu-l urăsc, nu-l dușmănesc.
sau el care vine iarăși cu injurii, care mă jignește din nou, mă face fătălău, minte că n-a stat în genunchi, nu recunoaște niște lucruri care s-au întâmplat și care sunt, le-am dovedit aici în emisiune. Da. Este cel din punctul meu de vedere, bine, și articolul din presă care a apărut așa spune că m-a umilit el. El nu m-a umilit niciodată, el doar m-a jignit. Da. El singur se umilește făcând aceste declarații și mințind. Da. Aici spune, adică de ce faci declarații de genul ăsta după atâta timp scoțând în evidență? Ce păcat? Eu n-am făcut o declarație, am fost întrebat de presă. Și e normal când cineva te întreabă, mai ales pentru că suntem persoane publice, da, suntem artiști și da, trebuie să avem o relație ok cu presa, nu putem să refuzăm, da, anumite întrebări, chiar dacă sunt incomode. Da. Trebuie să spunem adevărul, suntem obligați să spunem adevărul, plus că nu era un subiect secret, a fost pe un post de televiziune public și toată lumea știe, adică n-am, da, scos nimic în evidență care nu trebuia scos. A fost, s-a întâmplat și doar am povestit ce s-a întâmplat atunci. Bun. Eu dacă mi-am cerut iertare, mi-am cerut ca un coleg și mi-am cerut iertare ca un adult, dar în niciun caz dusă la extremă că eu mi-am cerut iertare în genunchi și doar așa a acceptat el. Pentru că eu m-am jurat pe bune. Repet, nu suport fătălăie și atunci într-o emisiune de supraviețuire fătălăii nu au ce căuta decât dacă vor doar televiziune și vor doar show. Da, păcat că ceea ce spune nu susține. Se contrazice, pur și simplu. A stat în genunchi, se vede pe imagini, și a cerut scuze și în special mie. Martori au fost și sunt. Da. Eu m-am dus în emisiunea asta, știi atenție, unde mă duc. Sincer, am atenție, am avut, da, spectacole, s-a văzut pe toate conturile mele de Instagram, pe anumite posturi de televiziune și așa mai departe. Da. Nu căutam neapărat să apar. Îmi pare rău că s-a apucat de creierul de genul ăsta, pentru că nu e cazul, poate că și acum mai vrea atenție, păcat, acolo au fost colegi, au fost martori, acolo s-au filmat, există niște lucruri. Mai e ceva din declarație, să terminăm cu declarația asta, să o analizăm. Eu m-am dus în emisiunea așa. Asta e tot, da? Deci... Se pare că el n-a știut unde se duce în emisiunea respectivă, pentru că el a înțeles că în emisiunea respectivă trebuie să înjuri, să te porți ca pe Maidan, poate și mai rău, că nici pe Maidan... Acolo este o combinație de probe sportive cu o exact, bătărie asta nu psihică înseamnă că cumplită. Trebuie să te comporți sub demnitatea umană. Nu, da, poți să începi să înjuri pe un post TV știind că te văd apropiați, rude, familie, eu știu, prieteni, fanii tăi care cred că sunt de acord cu vocabularul lui atât de dezgustător. Da. Și la lucruri de-astea mai serioase, nu te-ai gândit să bagi în spectacolul tău și un bucătar? Ba, gândește-te, da, un pic întrag de tunica. Cred asta. Cred că doamnele, da, și domnișoare ar fi încântate. Da, ideea este următoarea, nu cheamă bucătari șahiști, cheamă bucătari care au mai trecut pe la sală. Apropo de asta, să știi că și eu sunt pasionat de gătit și gătesc. Și el de șah, să zice, și vede că a tras la tură și la regină și la nebun ca nebunul. Soția, da, mea este și consultant nutrițional și acum, dacă avem rezultate la sală și se vede, se văd mușchi, să știi că sunt în spate de multă muncă și mai ales nutriție și odihnă. O nutriție... foarte, foarte Cornel, eu cred că lucrurile sunt clare. Cerebela seară la un eveniment dedicat emisiunii în care se află în acest moment a fost întrebat de reporterul nostru, a spus că nu dorește să declare nimic, ne-a trimis către PR-ul postului. PR-ul postului a zis că o să revină și n-a mai revenit. Asta e treaba. Prin urmare, doamnelor și domnilor, ultima întrebare. În ce condiții ați putea să încheiați această discuție care chiar nu-și mai are sensul? Din punct meu de vedere sunt două variante. Una, să dau un telefon pur și simplu să lămurim situația. Sau doi, ne întâlnim într-un ring, acum se organizează și gale de-astea, hau, și vedem care e bărbat. Eu l-aștept cu mare plăcere. Nu dau în spate. Provocare, doamnelor, deci, și domnilor. Dacă are niște lucruri de lămurit bărbătește, nu putem face într-un cadru. Varianta easy sau varianta hard? Cum vrea el, până la urmă. Da. Cum crede el că e... Să nu mai dea dovadă de lașitate, să vină în față ca un bărbat, să nu mai jignească pe la spate, să spună tot felul de prostii care nu le poate susține, să vină ca un bărbat adevărat, ori ne luptă, ori ne împăcăm, cum vrea el. Da, doamnelor și domnilor, ori suntem bărbați, ori nu mai suntem. Mulțumim foarte mult, a fost Cornel Păsat. Mergem acum către un subiect foarte, foarte, foarte dulce și tare simpatic. Eu sunt magician.
Astăzi, actorul Marian Râlea va redeveni copil pentru câteva minute în direct la Exclusiv VIP. Stați cu noi să vedeți la ce provocări va fi supus magicianul din Abracadabra. Andrei Duban vine cu bancurile la el, dar și cu foarte multe surprize pentru telespectatorii Prima TV. Imediat, în direct cu Cristi Brâncu. Astăzi îl vedem pe actorul și regizorul Răzvan Oprea într-o ipostază în care nu l-ați mai văzut. Mai multe detalii în doar câteva momente. Imagini de colecție în și un nou single de la Carmen Trandafir la Exclusiv VIP cu Cristi Brâncu. Doamnelor și domnilor, copilăria, de exemplu, a lui Adrian, că e mai tânăr, a fost luminată de apariția și de talentul unui actor extraordinar care se întoarce la marele lui hit de televiziune, pentru că în teatru este cu siguranță un colos. Așadar, pentru voi, Marian Râlea. Să știi bine, mă supărăm. Aia e, domn, aia este. Doamnelor și domnilor, după cum se știe, maestre, cu drag, te rog frumos, eu te-am văzut pe tine, te-am văzut la teatru, te-am văzut în film, te-am văzut în serial. Și totuși, pentru o generație, această pălărie reprezintă bucuria de fiecare săptămână, nu-i așa? Cam așa, pentru că am continuat toată povestea cu magicianul, mi s-a părut un personaj extraordinar. Acum avem pe... începem de mâine, mâine și poimâine și pe 8 și pe 9. S-a întors magicianul? S-a întors magicianul. Ia uzi, Adriane, s-a întors magicianul. Cornele, național, copiii noștri, să-l vadă pe magician. Cornele te urmărește din culise. Foarte frumos. La Teatrul Național. Uite, pentru copii, Abracadabra, da, ia spuneți Abracadabra. Zici. Abracadabra. Ce, ai zis ceva? Am zis și eu abracadabra. Abracadabra, foarte frumos. Uite, Cornel, fă-i tu chiftelele bărbătește. Da. Bun. De ce ne întoarcem la magician? Ne întoarcem la magician pentru că avem nevoie de poveste. Întotdeauna. Și la noi, la teatru, toți copiii se urcă pe scenă și devin eroi din povești. Sunt prințese, prinți. Ei joacă, practic, povestea și dă pălăria jos în fața lor. Iar noi, cei mari care sunt pe lângă ei, doar, cum să spun, suntem mult mai mici decât ei. Asta este cel mai important, pentru că ei se joacă, pentru că avem nevoie de poveste și de joc. Avem cu toții. Imagini, doamnelor și domnilor, generația nouă de copii, același magician. Cum se întoarce actorul Marian Râlea după câți ani? După ce n-am mai fost, așa cum se spune, pe ecran, am fost la Teatrul Național pentru copii și am stat acolo 22 de ani. Deci magicianul a existat la teatru puțin. A existat puțin. Da. 22 de ani în fiecare duminică și mai nou și sâmbătă. Și acum revine în forță, înțeleg. Și acum, da, sărbătorim în forță. Început de flori, sărbătoarea noastră de flori, dar de fapt noi începem de mâine, poimâine și pe 8 și pe 9. Îi așteptăm pe toți copiii și părinții. Vreau să vă spun un secret. Vin părinții și îmi spun, știți că eram mic când ne-am cunoscut și uite că acum am și eu copii și m-am bucurat că am retrăit aceeași emoție ca atunci când eram mic. Marian Râlea, te rog să iei loc. Pe de altă parte, vreau să te întreb pe tine, ca Marian Râlea, după atâția ani, cu ce energie vii către acestă... Avem aici imagini, doamnelor și domnilor. Adică e o... dincolo de cariera ta fantastică pe care, în care cei care urmăresc audiența generală o întrezărește doar în serialele în care ai apărut. Cei care sunt iubitori de teatru știu foarte clar rolurile extraordinare. Și atunci, în același timp, este această dimensiune a copilului Marian Râlea.
ce mai face față de acum 20 ceva de ani? Ce s-a mai întâmplat? Cum mai e copilul Marian Râlea? În primul rând că tatăl magicianului, că copilul Marian Râlea este tatăl magicianului. Magicianul poveștilor, așa cum îmi place să fiu numit, are descoperit poveștile românilor și atunci pe scenă copiii care urcă mai află și de ce bradul este un brad sfânt, de ce bujorul se numește bujor. În toate poveștile românilor întâlnim exemple pe care noi le punem pe scenă și le jucăm cu cei mici. Nu știu dacă vreodată, mi-aduc aminte și când eram mai mic, m-am gândit să renunț la teatru. De la început am vrut să fiu actor și să mă joc. Și să mă joc de-a teatru. Și te-ai tot jucat. Și m-am tot jucat de-a teatru. Se pare că n-am greșit foarte mult. Există o bucurie și o energie pe care ți-o dau cei mici atunci când ești pe scenă. Mai fur și eu ca un vampir din energia lor. Și deci, pentru tine copiii sunt o bucurie, dar și o sursă de energie. Da. Da, asta este. Dar e foarte frumos că tu întorci pe ei la tradiții, la mituri, că smartphone-ul le dă în rest tot ce au nevoie în zona modernă, dar există undeva ceva în spate care nu trebuie să se uite. Da, dacă credem în Moș Crăciun, atunci trebuie să credem în Moș Crăciun. Și eu cred. Există, am mai spus chestia asta, există niște copii în școala băiețelului meu, școala unde e băiețelul meu, care are aproape 12 ani, care am început, ce băi, mai termină cu Moș Crăciun? Și am spus, tati, mergem înainte. Lasă-l pe Moș Crăciun să-și facă treaba, nu te băga tu. Plus că e o asemănare foarte mult, se asemănă foarte mult jocul copiilor cu jocul actorilor. Că ce face actorul pe scenă decât se joacă? E ca adevărat. Și cel mic. Da, da, adică e un plus de, cum să spun, un plus de spontaneitate. În teatru lucrurile în general sunt cântărite, așezate, repetiții, ai ridicat spectacolul, dă-i. Aici vine un copil, știu, adică el poate să spună o chestie care să schimbe tot spectacolul, nu? Exact, păi asta... Acolo e nebunie. Acolo este nebunia. Talentul copilului. Da, doamnelor și domnilor, nouă ne arde de joacă și vrem să ne jucăm cu Marian Râlea pentru câteva minute. Deci unde trebuie să vină? Da, vă spunem după o scurtă pauză unde îl vedeți pe magician. Până atunci ne luăm și noi cu joc, îl supunem la o mică, interesantă probă pe Marian Râlea. Magician sau nu, este aici alături de noi. Bucurați-vă, imediat ne întoarcem. Eu te văd, de nu te stâmpesă. Doamnelor și domnilor, vorbim de chestii profunde de viață, despre chestii profunde de viață cu Marian Râlea, care o să vă readucă o să vă aducă aminte unde îl vedeți ca magician. Până atunci însă, hai să vedem câteva dintre jocurile copilăriei care ne-au bucurat pe noi, două, trei, după care, de exemplu, vreau să te întreb dacă ți-aduce aminte din copilăria ta cum era când jucai șotron, de exemplu. Da, era extraordinar. Depinde cum era desenat. Întotdeauna mi-a dat senzația că este un om, un prieten de-al meu și mă joc cu el. Ha, ha, chiar așa! Pentru că aici, în varianta copilăriei noastre, era rotund. Da. Și erau ca niște mâini. Era rotund, pac, da. Pac, pac, pac. Bun, mai departe, ne aducem aminte de șotron. Copii, căutați jocurile astea că erau frumoase. Mai avem încă unul. Baba Oarba ai jucat? Am jucat Baba Oarba. Chiar și la teatru, la Național, cu copii. Care erau regulile? Mai ții minte? Da, se lega la ochi și trebuia aia să... Aia e treaba. Unde ai jucat în teatru Baba Oarba? Am jucat cu cei mici, adică aduceam o Baba Oarba și trebuiau să-i prindă pe copii. Că veneau două sau mai multe babe oarbe. În perioada asta vin tot mai multe babe pe piață și unele dintre ele sunt oarbe, altele deschid foarte tare ochii. Un ultim joc, ia să mai vedem. Da, asta e mai de joc mai de data recentă. Că eu nu mi-aduc aminte că în copilărie să fi jucat sticluța. Ai jucat sticluța când erai mic? Nu știu, poate altfel. Tu ai jucat mai sticluța? O, vine mai mult din partea asta de America, America. Asta cu sticluța nu vă supărați. Mai târziu, când am devenit major, mai jucăm sâmbăta și duminica, mai pe seară, sticluța. Dar nu învârtim prea mult, că trebuie să se liniștită pe masă, nu? Așa m-am gândit și eu. Doamnelor și domnilor, avem însă o provocare. Colegul Costi cu camera mobilă, vino încoace, mă așez lângă maestru aici. Așa, unde vrei? Aici sau aici? Așa, deci spânzurătoarea, doamnelor și domnilor. Clasica. Deci, da. Deja. Ia să vedem. Deci se alege un cuvânt pe care nu-l spunem.
Exact, e un cuvânt. Recepei și... dăm prima literă și ultima literă și o literă. Vrei să mai dau una așa? Păi nu, 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 dacă se regăsește aul acesta și în, așa în cuvânt. Așa e, are dreptate, maestru. În cuvânt, că nu ne batem joc. Așa. Și eu acum trebuie să ghicesc. Da. Să ghicesc din prima sau nu? Încearcă, ia vezi. Z. Nu. Se face spânzurătoarea, se desenează. Așa. Mai departe. C. Da. X. Îți fac capul, maestre. Fii atent că te fac cuplete. Mulțumesc, mulțumesc. B. Îți fac un ochi. Nu există B? Nu e ce credeai tu, nu? Nu, nu e. S. Îți mai fac un ochi. L. Uite, îți fac un nas mai mic așa. Hai de mine, nu. Hai să vedem. Hai să luăm pe vocale. O. Da. U. Ai că... stai. Asta este aici. Și e aici. A, U. I. Hai că m-ai făcut. Hai cu N. Haide că e clară treaba. S, A, S. Am mai spus. C. S-a spus. Argo. Ai zis R? Nu l-ai spus. Acum îl spun, R. Bine, domnule. Hai că mai e puțin, două litere mai e. T. T, T, T. T e. Dacă vrei să renunți, îmi spui. Dar e păcat acum. Dar nu mai vine nicio literă. Așa de tânăr să renunți, e păcat. Aur... nu. An... așa, as... a... a... c... a... b... agronautică. G. O mână. Atronautică. Ei. Nu. A... aș... așa, așa. Astro, nu. Nu, nu, ai zis să, nu. Că mai nu, 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 acum eu vorbesc cu mine. Nu știu, asta deci e. Deci putea să fie abracadabra, dar nu, dar nu este a fost, ca, nu e abracadabra. Eu mi-am dat seama târziu că nu este abracadabra. Asta e spectacolul. Da. Sau teatru. Și? Vrei? Hai. Nu mai, că nu mai știu. Aeronautică. Puteam să facem mâna acolo, după care să-i dăm foc. Dai păcat că-i mariarele. Cum să-i dai foc magicianului, mai? Da, foarte era frumos. Atât de simplu. Deci, dragul meu, la ce oră și unde trebuie să fim? La Teatrul Național, în sala media, la ora 11. De mâine începem. Mâine întâi nu-i păcăleală. Pe 2 și pe 8 și pe 9, sărbătoarea Teatrului Național pentru copii abracadabra. Și pe 9 este premiera spectacolului de la Teatrul Național, Craii de Curtea Veche, un spectacol absolut extraordinar în sala Pictură. Dragoș Galgoțiu, regizorul spectacolului, pictează cu teatru. Și joc și eu dimineața, Marianu, pentru copii și seara pentru copii mai mari. Pentru copii mai mari. Mulțumim foarte mult. Și stați eu împreună cu magicianul să vedeți ce râdem în continuare. Aeronautică, abracadabra. Zi acolo ce faci, că trebuie să iasă maestru. Zi repede, hai. Deja am format biluțele noastre de arancini și acum mă pregăteam să le prăjesc. Și în același timp am făcut și dressing-ul pentru salata noastră de linte. Două lingurițe de muștar, una de miere, puțin, un vârf de linguriță de usturoi praf, pătrunjel tocat, sare, piper și puțin chimen. Doamnelor și domnilor, care e usturoi și care e praf, o să vedem. Dacă vreți să râdeți, duceți-vă pe Prima Comedie, unde intră în scenă Andrei Duban! Ia uite, bă, băiatule, ce ia uite! Ce frumusețe! Să mă descalț, că văd că e curat la tine aici. E adevărat, am pus, stai să pun carpeta pe perete.
fratele nostru, Andrei. De când nu te-am văzut? Așa este. Tot subțire. Tot subțire, da. Te-ai făcut. Eram, pe vremuri eram tras ca prin tunel, acum am tras ca prin inel. Nici eu n-am... Lasă că și tu stai bine. Și ne tu mai stai ținem bine. Încă. Da. Doamnelor și domnilor, uitați-vă bine la el, pentru că de acum înainte trebuie să vă fixați canalul de televiziune pe Prima Comedy, unde fratele Andrei face o treabă pe care o știe el perfect de vreo 20 de ani. Ce avem aici, doamnelor și domnilor? Asta e teaserul, trebuie cu sunet. Este... Să auzim! Charlie Chaplin sare în ajutor. Rireși zănati cu Benny Hill cu moaca lui de copil. Ăsta cine mai fi? Columbo? James Bond? Nu, este Gheri și nevasta lui. Bună seara, iubito, te aștept ca și când. Stai așa că au venit și băieții de la IT. Ai team building. Am înțeles. Gata, acum suntem pe sistem. Turbo pe sistem. Vine și regele. Regele bancurilor. Andrei Dubank Show. Mami, mami, acum putem să ne uităm și noi la Prima Comedy? Mm-hmm. Hai, noroc, și ce mai fi pentru Prima Comedy? Ia ce dacă. Da, doamnelor și domnilor, Prima Comedy. Umor bun în fiecare zi. Am înțeles. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Prima Comedy pornește în forță cu o nouă grilă. Știți foarte bine, aveți Prima Comedy. Eu am, mă uit la seriale frumoase făcute de Prima TV. Acum însă vine bomba. Maestate, ai văzut că ești regele bancurilor? Da, poate vine așa de la ANAF peste mine. Ce rege așa. Să-mi se dea pădurile înapoi. Peleșuale, ține iau pe toate. Da, exact. Nu știi cum alergau animăluțele prin pădure? Alergau la un moment dat ursul prin pădure. Și se uită maimuța la el. Zice, ce faci, mă, ursule, unde? Zice, n-ai văzut, a venit ANAF în pădure. Păi și? Păi zice, eu blană? Nevasta mea blană? Păi amicii toți blană? Îți dai seama, mă umflă. Am înțeles, da. Mai merge ce mai merge, Melcu, la fel. Băgați și el, viteza a doua. Ce faci, mă? Păi n-ai zis că a venit ANAF în pădure. Păi și unde alergi tu așa? Păi eu casă, nevastă mea casă, ai amici case, toți. Îți dai seama, nea. Când aude așa, o ia și maimuța la fugă. Și după ce fuge, fuge, ce da proastă sunt, mă. Eu unde fug, mă? Eu cu rugol, nevastă mea cu rugol, ai amici cu rugol. Ce să-mi ia mie? Excelent, doamnelor și domnilor. Regăsesc parfumul unor seri pe care le-am făcut cu Andrei cu mare bucurie. Și mă bucur că, iată, o rețetă pe care am experimentat-o cu mare, mare, mare succes are încununarea în acest moment, pentru că atunci când s-a făcut formatul Bank Show, Andrei n-avea cum să lipsească, pentru că el este cel mai bun la categoria grea. Bancuri în România. Mă onorează ce spui, nu sunt singurul care spune bancuri, sunt o groază de... A spus cel mai bun. Da, nu, sunt foarte mulți buni. Mie îmi place să le interpretez în felul meu și cred că asta face diferența. În rest, sunt culegători, iau de peste tot, împrumut de la oricine, așa că, uite, vezi, poate nu întâmplător, viața ne-a dus împreună sub același trust, sub aceeași mai fost colegi într-o perioadă. Exact, am mai fost colegi, deci putem să reluăm, o să te invit și eu la mine în emisiune într-o seară, când o să-ți facă plăcere, de luni până joi, începând cu ora 22, pe Prima Comedy, să facem un ping-pong de bancuri. Nu vor fi numai bancuri, vor fi filmulețe fanii, secvențe din comediile românești de filme pe care le comentăm, ne aducem aminte cu plăcere. Deci totul pe relax, totul pe... așa cum și-ar dori, cred, oricine să încheie o zi întreagă, după multă muncă, după bombardamentul de știri, că sar de la una la alta. A spus-o unul mult mai deștept decât mine, mi se pare că Vadim Tudor. Eu am adaptat-o puțin. Știi cum e? Televiziunea este ca mașina de gunoi. În loc să-ți curețe gunoiul din casă, el ți-l aruncă în creier în fiecare clipă, știi? Și atunci omul când vine acasă seara, eu cred că nu mai are nevoie de să știe de facturi, de rate, de... am mai spus-o, știu, de cine-i la putere. Vrea să se relaxeze și să adoarmă cu zâmbetul pe buze. Eu cred că asta încercăm să facem acolo, la Bank Show.
De luni până joi. De luni viitoare, da? Da, de pe 3. Dar mâine seară va fi o ediție specială, chiar dacă 1 aprilie nu este păcăleală. Este singura ediție filmată, pentru că nu puteam să o facem în direct sâmbătă seara. A, deci tu seara o să fii în direct? Seara aici. S-ar putea să recunoașteți elemente de platou, doamnelor și domnilor. Iar împar platoul cu tine. Exact, da. Să rugăm pe colegul de la bucătărie să lase și el câte ceva de alegrii. Băi, să știi că da. Pentru seara. Problema era că între mine și tine mai vine câte o emisiune de politică și mai lasă câte un miros de ăla. Mai vine câte un domn politician. Face câte un miros de pește așa. De ce spui așa? Miroase urât la politică? Nu miroase urât, dar nici bine nu e. Adică uite-te în jur. Apropo, ai văzut că azi l-au luat pe Trump? L-au luat, da, știam, eu știam. Da, ai vorbit? Da, nu, mă sunase aia cu care se împărcase el, da. Și că ea se sfătuiește mereu cu mine. Mă, ce să fac, să-l dau pe ăsta în gât? Și am întrebat-o, cât ți-a dat? Zice, 130.000 de dolari. E puțin, dă-l în gât. Și l-a dat, da. Pe lângă filmulețele funny și momentele din comediile românești, în La Bank Show, vă veți vedea chiar voi, privitorii, cei de acasă. Adică am început să vorbesc ca Piersic. Voi, privitorilor, vă rog frumos să-mi trimiteți filmulețe cu voi, mă! Adică vă filmați cu telefonul, spunând un banc. Și mi-l trimit pe WhatsApp la 0792446688. Nu-i număr mai frumos decât... Ai zis o dată? 0792. După 2 ce vine? 4-6-8, adică 4-4-6-6-8-8. Da, stai, mă, tu știi că el avea un ban mișto cu... Îl spunea pe aia, 0-7, nu-i doi. Nu, nu e un banc, este făcut de Pepe și de Iftimoaie într-o seară la o fostă lucrare. Casă, da, de-a lui Pepe din Otopeni, în care după câteva carafe de vorbă, da? Am confecționat împreună acest număr de telefon pe care ai putea să-l dai unei domnișoare într-un club. Fiți atenți. Și să-i spui 0-7-9-2... Noi 2-3-6 vine 1. Asta este, da, scos de noi, nu e împrumutat de la nimeni. Așadar, la numărul de WhatsApp este producătorul meu, Enea Dabija, pe care îl salut și îl rog să nu facă pauză, să culeagă materiale bune pentru... Nu te uite la televizor, Enea, că... Pentru emisiunea de luni, vor fi 130, nu știu, o oră jumate, domne, că nu știu eu cu matematica, o oră jumate de râs, de povești, cu invitați frumoși, haioși, zâmbitori. Mâine seară o să aveți o surpriză cu invitatul. Da. Nu o să spun că e vorba de Dragoș Stoica, pentru că nu cred că își dorește. L-am văzut și eu ieri când ați filmat. Da. Și este un actor extrem de talentat, care ne-a făcut să râdem și cred împreună... Cred că e cel mai bun Gigi Becali pe care l-am văzut. Da. E chiar mai bun decât Gigi Becali. Uneori cred că și Gigi s-a uitat la el. Stai, mă, ca să văd cum să apar mâine. Înțelegi? Da, exact. Impecabil era. Trebuie să spun una foarte drăguță pe care am citit-o în drum spre tine și care îl vizează pe Rică Răducanu. Așa. Se întorceau de la Leeds undeva în trecut, într-un avion, noaptea, pierduse Rapidul cu vreo 5-0 atunci, da. Și în avion cu ei era Eugen Barbu. Marele scriitor Eugen Barbu. Și acolo erau supărați rapidiști că pierduse. Nu e banc, e povestită de Rică. Uite, odată când o să-l inviți, să-l pui să-ți o spună o chiar să-l de la sursă. De eu doar o copiez, nu este așa. Sursa directă. Și erau supărați acolo, liniște, oboseală, ca după meci, îți dai seama, cu englezia, 5-0 le dăduse și maestru Eugen Barbu îi spune, zice, bă, Rică, mă, vezi, mă, voi, asta n-aveți voi, mă, răutatea asta, mă, ambiția asta, mă, cu pe care o au englezii, domne, s-a văzut când intră la minge, domne, cu asta, nu ca voi, asta vă lipsește. La care ne-a Rică, îi pație, mi-a zis, haide, bre, ne-a zis, că nici Mata nu scrie ca Shakespeare. Mi s-a părut foarte drăguț. Băi, ce-a dat-o, Nearică. Lasă, Brenea Genică, că nici Mata nu scrie precum Shakespeare. Băi, a fost acum două zile, da. Trebuie să spun o chestie, deci n-am râs anul ăsta, acum am râs la o poantă pe care a dat-o doamna Elisabeta Lipă. Vine doamna Lipă, trebuie să o chem de emisiune, că este absolut senzațional. Deși ea dinamovistă, bă, facem o excepție. Asta e viața, nimeni nu-i perfect. Doamne, așa. Bun, și a venit cu soțul și zice, soțul meu s-a hotărât să-mi fac o surpriză de ziua mea. Și la un moment dat i-a zis, draga mea, știi ce vreau să fac de ziua ta? Vreau să te duc într-o croazieră. La care ea se uite așa, toată viața m-am bălângănit în apă și tu vrei să mă duci într-o croazieră.
Păi genial. Toată așa viața știi a stat în barcă și a făcut așa și acum unde mă iar să facă. Genial. Excelentă. Asta mi-aduce aminte de o glumă, dar nu cred că poate fi spusă la ora asta. La ora asta. Bagă mixerul, că nu avem mixere. Pentru bipuri avem mixer. Așa. Era un medic ginecolog dat în judecată de către o mamă, stai că acum cu atâtea restricții nici nu mai ai voie să o ce? O doamnă care vinde flori în piață de culoare mai bronzată așa. Am înțeles. Cum putem să-i spunem? O doamnă care politically correct. Bambina florăreasă. Bambina florăreasă, înțeleg. Și judecătorul se uită la medic, zice: "Domnule doctor, este de ce i-ați spart capul femeii?" Și domnule judecător, nu știu dacă o să mă înțelege, poate ca bărbat să mă înțelege. Eu sunt medic ginecolog. Așa și, știți, am o clinică privată în care dimineața, nu, prima oară dimineața mă duc la spital, la mine la spital, să văd toate mămicile și le consult pe toate și văd în jur de 10-20 de cazuri, noi, eu ginecolog fiind, vă dați seama. Da. E, plec de acolo și am și o clinică privată unde am o listă de paciente foarte mare și acolo mai văd încă 20-30 de cazuri. Așa, iar pe seară, în drum spre casă, mai merg la clinica unui prieten cu care suntem parteneri și acolo mai consult și mai văd încă 20-30 de sănă. Așa și judecător. Păi, domnule judecător, când am ajuns în fața blocului, am dat de bambina florăreasa care a zis, zice, dacă dai 10 lei, ți-o arăt. Oh! S-a referit la floare, doamnelor și domnilor. Floare albastră, floare albastră. Știi că... Cum să nu-i spargi capul după zi întreagă de văzut numai flori? De atâta glasre, mai bine că... Dacă dai 10 lei. Au, mamă, doamnelor și domnilor, mi-ar face foarte mare plăcere ca din când în când să facem un preambul la emisiune. Ne luăm pe Andrei de pe unde e, înainte de ziua în care dorește el și mai spunem câte un banc, ne ținem cu el, cu care cu Skype-ul, care cu live-ul, să facem treaba asta. Dar să știi că cea mai bună rimă pe care am auzit-o, apropo de bambina floreasa, da, a zis-o Onor Florin Salam la căpătuiul bambinei floreasa, care a fost o mare floreasa. Și a avut nemuritoarele versuri. A venit doamna cu coasa la bambina floreasa. Nu cred așa. Jur, mă, am auzit-o. E adevărată, nu-i poantă. Adică, băi... Să știi că am avut și eu o surpriză cu acest interpret, cu domnul Florin Salam. Ne-am întâlnit la o nuntă în care eu eram MC, el presta și îți dau cuvântul meu, uite, pot să-l întreb oricând, nu e gogoriță. Deci toată noaptea cât a stat asta, nu m-a scos din talentul tău, valoarea ta. Talentul tău, valoarea ta. Zic, dar de ce îmi zice Florin așa? Păi zice, vrei să spun de ce? Păi nu există seară să n-adorm pe bancurile tale. Zice, îmi pun pe YouTube și zice, deși le știu pe toate, le știu pe din afară, eu nu adorm până nu aud bancurile tale pe YouTube. Doamnelor și domnule, primul telespectator. Deci am fan de... Deci primul telespectator Bank Show poate fi Florin Salam. De ce nu? Noi, noi chemăm pe toți artiștii. Păi asta zic, e deschis pentru toată lumea. Și sunt sigur că știe și niște bancuri foarte faine care pot fi spuse după 10 noaptea. Aia e treaba. Basca ce-o fi trăit. Exact, bravo, da. Ce l-ai lus în bancuri sunt realități, nu? Doamnelor și domnilor, timpul este vitreg astăzi, că s-a certat Cornel prea mult cu Cerebel, mă scuzați. Că a, făcut... da? S-au certat? Rău. Bine, e foarte greu să nu te ceri cu Cerebel. Știi? Hai că intru și eu acum. Glumesc, doamne, iartă. Da. Dar tu repede. Ați văzut stofa de ziarist? I s-au și dilatat pupilele. Opa, stai că mai agățat unul. Da. Îl băgăm și bagă pe stand și mai ținem două săptămâni. Bagă genericul de Breaking News că ne-a luat. Da. Doamnelor și domnilor, deci de la ora 10 seara, vă rog frumos, un sfat de la un om bătrân. Aproape bătrân. Deci, și-a dat seama. S-a uitat, n-a văzut riduri. De la ora 10, negreșit. Prima comedie, Andrei Duban. E pe canalul 98 pe OneNote. Pot să spun că pe Digi nu? Nu pot să spun. Zii acum. Pe Digi la canalul 98. E ca la benzină, știi? 98. Știi, nu cu blonda în benzinărie. Spune-o tu cu blonda și încheiem. Și gata. Da, zice, blondă în benzinărie. Bună ziua, aveți benzină? Normal că da, e benzinărie, n-ați venit la farmacie. Și de care benzină aveți? Păi avem de 95, de 98. A, dar ceva de anul ăsta n-aveți? Doamnelor și domnilor, colecția de toamnă-iarnă s-a încheiat, începe colecția de primăvară-vară cu Andrei Duban în cea mai mare formă. Bank Show la Prima Comedy luni, joi, deschis de la ora 10. 0792446788. Filmați-vă cu telefonul și îmi trimiteți bancul și eu vă premiez. Bașca că vă vedeți la televizor. Doamnelor și domnilor, astăzi continuăm seria actorilor senzațional cu domnul... Ăsta e Dinamov. Știu, m-am văzut teaserul, dar e și coleg cu mine la Național. N-am ce să fac, trebuie să-l... Răzvan Oprea, doamnelor și domnilor, vine alături de noi. Hai să-l vedem pe Răzvan. Colega noastră, Ștefania, s-a dus. Bine că nu plouă. Ștefania, de ce ai dat acolo?
Bună ziua, Cristi! Astăzi suntem la un centru de echitație și alături de mine, cum ai spus și tu, e actorul și regizorul Răzvan Oprea, care ne va face câteva dezvăluiri despre pasiunea lui pentru cai. El e pe cal acum. El e pe cal. Deci putem spune gluma aceea, dar cu calul ce ați avut? Exact. Da, doamnelor și domnilor. Calul n-are nicio vină. Da. Da, hai să vedem ce face. Nu, noi comentăm până atunci. Noi suntem să-l învețe Emil cineva care e frâna. Costi Mocanu. Hați, uite că a trecut. Care e frâna? Bravo, Răzvan. Frâna? Da, să-i spună cineva frână. Care e frâna de la cal. Are frână, dar nu putem să o dăm la ora asta. Frâna, doamnelor, domnilor. Restul bancului la Bank Show îl vedeți pe Răzvan într-o evoluție foarte spectaculoasă. Da. Dar vezi, observi o chestie, că nu-i nimeni în spatele lui să-l alerge? Da. Și el totuși aleargă. Da, mă, frate. La Florin Piersic era cineva în spate. Da, era mărgelat. Mai erau și trei fete în față. Mai erau orice mărgelat. Da. Doamnelor și domnilor, imediat cu Răzvan Oprea am văzut demonstrația cu Andrei Negreșit mâine seară, dar de luni. De luni. Baftă. Mulțumim. Mulțumesc tare mult, Cristi, și ție, și abia aștept să ne revedem în același platou și spunând amândoi bancuri în stilul ping-pong, așa cum o făceam și cum ne-am consacrat. Doamnelor și domnilor, lucrurile bune se păstrează. Andrei Duban. Ne întoarcem după pauză. Doamnelor și domnilor, până ne lămurim dacă cu calul ce am avut, hai să vedem exact ce se mai întâmplă în bucătărie, pentru că domnul Adrian Salumia tocmai a făcut niște bile. Ce facem? Jucăm un biliard? Ce facem suntem, acolo? Suntem deja gata cu aranciniul nostru. Așa? Trebuie să guști, rețeta asta e genială. Gata, gata. În pauză ceva. Nici mie nu vine să cred la ce umplutură m-am gândit. De ce ești în stare, a? Da, da, da. Deci chifteluțele noastre de orez umplute cu brânză de burduf, bacon tras la tigaie să fie un pic crispy. Pătrunjel, ceapă verde, lintea. Usturoi, o nebunie. Și acum trecem și la linte. Știu că e preferata. Doamnelor și domnilor, e arată foarte bine, ne plouă în gură, mergem mai departe. Vreau să știu dacă avem legătura, din punct de vedere al sunetului, cu Răzvan Oprea. Să-mi zică regia dacă da sau nu, dacă nu, să știți că eu am ce să vă anunț. Până când ne lămurim, hai să vedem, coboară Răzvan Oprea de pe cal. Ia să auzim. Dacă se aude, să-l auzim pe Răzvan. Bun găsit! Bine v-am găsit și eu. E o după amiază foarte frumoasă și era timpul să urc călare, să mă antrenez cu iapa mea. Fate o cheamă, uite. Răzvan! Aici. Răzvan, te-am văzut interlop într-un serial toamna trecută. Te-am văzut în galeria lui Dinamo. Te-am văzut la teatru. Dar cu calul nu te-am mai văzut până acum. Eu un caleg de 17 ani, dar nu fac mare caz de asta, sunt sportiv, sar cu calul la pe care îl iubesc foarte tare, nu pot să trăiesc fără cai și de când m-am urcat prima dată nu m-am mai oprit. Foarte tare. Zim, te rog, cât de scump e, cât de des te duci și dacă ai performanțe. Mai știu un actor foarte cunoscut, Denis Ștefan, care este tot la fel super pasionat de cai. Zim despre tine. Da, e o diferență între ce fac eu și Denis. Eu sar cu calul la obstacole, fac sport. El este pe o parte mai dresaj natural, de altceva, mai cowboy și indienii din astea. E în alt film decât mine, dar tot pasionat de cai. Noi suntem destul de buni amici, ne cunoaștem de foarte mult timp și țin foarte tare la pasiunea lui. Și de câte ori am organizat un eveniment în lumea echitației, l-am invitat pe Denis pentru că oamenii să-l cunoască și să vadă ce face el. Foarte frumos. Te rog să-mi prezinți prietenul tău patruped, că vreau să știu și eu cum se numește, care... Da. Aici avem o iapă din rasa Shaggy Arab. Este o varietate de cal arab. Sunt niște cai extrem de inteligenți, după cum vedeți că pozează foarte bine. Nici nu trag de ea, nici nimic. S-a așezat aici la poză și l-a filmat. Este o iapă foarte inteligentă. Acești cai arabi sunt la baza tuturor cailor de sport și a tuturor raselor de echitație. Deci în geneza tuturor raselor de echitație care se folosesc la călărie există strămoși cai arabi
arabi, care sunt cei mai fiabili și cei mai buni cai. Ea este un cal extrem de afectuos și de teritorial, așa. Eu am deburat-o, eu am învățat-o cu șaua și cu un călăreț și eu sunt partenerul ei cel mai bun, să zic. Ea pe mine mă recunoaște ca cel mai bun prieten. Are încredere foarte mare și e foarte afectoasă. Nu pot să o las prea multe zile. E un cal în fiecare zi, mai puțin o zi din săptămână, când calul trebuie să se odinească. Dar, în general, un cal are nevoie de mișcare în fiecare zi, altfel se îmbolnăvește. Da, vreau să știu dacă nu te-ai hotărâi să intri cu calul pe teren ca să treacă din nou Dinamo în prima ligă? Mi-aș dori să poată să fie lucrurile așa ca la echitație. Un cal și un om fac o echipă, sunt puțini. La fotbal e mai greu, e mai greu. Nu zic că e ușoară călăria, e foarte grea. Ca să faci, să intri cu calul la un concurs de obstacole, îți trebuie 2, 3, 4 ani de pregătire. E foarte greu să încalești, nu e un lucru ușor. Ăsta e calul meu. Ca să ajungi să ai un cal, trebuie să știi să te ocupi de un cal, să știi să încalești foarte bine. Toate astea cer foarte, foarte multă muncă și foarte, foarte multă dăruire. Nu e ușor deloc. Pare simplu, dar nu este ușor deloc. Da, Răzvan, știu că tu ai... n-am descurajat oamenii, dar na. Da, înțeleg că și Dinamo ar trebui să intre în galop cum intră iapa ta, dar așa să ne ajute Dumnezeu. Probabil că trebuie și mai mult nutreț. Acolo la Dinamo de nutreț este nevoie. Acolo la Dinamo e problemă cu nutrețul și au fost câțiva galeriști care s-au băgat în față și au făcut pe managerii și pe... intelectualii și nu le-a ieșit, să știi. Aia a fost problema. Ai zis că am fost în galerie, eu n-am fost niciodată în galerie. Numai la tribuna 0 sau la televizor am stat atunci când am avut spectacol și am văzut meciul în reloare, da? Da. Deci nu am fost în galerie. Sunt câțiva oameni din galeria aceea bine cunoscută, nu mai vreau să zic, care au fost împotriva proiectului meu, au aplicat ce au vrut ei și am ajuns unde suntem astăzi. Dar să sperăm că o să vină nutrețul și o să intre și ei în galop. Da. Răzvan, știu că tu ai doi copii foarte frumoși, o fetiță de 9 ani și un băiat mai micuț. Vreau să știu dacă i-ai suit pe cal, dacă îți împărtășesc această pasiune, deși nu e obligatoriu. Fetița încalecă, dar nu e pasionată. Am învățat-o, știe să călărească, dar nu vine des. Băiatul e prea mic, are 4 ani și jumătate și nu e cazul încă. După 5-6 ani o să-l urc călare. El pare mai pasionat. Fiimea doar am vrut să se acomodeze cu acest animal. Îi plac foarte mult caii, dar nu să încalece. Vrea să stea pe lângă ei, să aibă grijă aici. E foarte, știe multe la vârsta ei, la 9 ani, despre cai, dar nu vrea să intre în competiție și nici să călărească zi de zi. Foarte frumos. Bravo, bravo. Cum să spun? Nu-mi place să oblig copiii să facă nimic ceea ce mie îmi place. Și cred că o educație bună o dai atunci când sfătuiești, dar fără să îi impui nimic. E foarte tare pentru că am văzut și o fotografie cu copilașii tăi. În sângele fetiței tale este o combinație, un cocktail de naționalități absolut senzațional, nu? Că vii tu cu o parte, a venit mama cu o parte. Da, în sângele ei și al meu sunt foarte multe naționalități. Eu, tatăl meu era jumătate maghiar, jumătate turc, iar mama evreică și moldoveancă. Bunicul era evreu și bunica basarabeancă, moldoveancă, da. Iar fiimea și ea provine dintr-un melan și mai mare, mai ales că mama ei, să zic așa, are două seminții importante din Republica Democratică Congo. Unii sunt din nord, mama ei vine din nordul Congo, care e cu totul alt popor. Congo este cam din Portugalia până la Munții Ural, așa că vă închipuiți că diferențe etnice uriașe sunt între cei din nord și cei din sud. Foarte tare. Da. Foarte, foarte tare. Deci, despre orice fel de naționalitate ați vorbi, Răzvan vă spune, hai că vine tata și vă explică. Cum spunea maestrul Adrian Cornel, zi. Nu, dar am să spun întotdeauna, pentru mine am trăit într-o asemenea multiculturalitate în familia mea, încât am fost întotdeauna un apărător al valorilor ăstora cu care se bat acum toți cu pumnii în piept, toleranță și așa mai departe, să ne înțelegem între noi și să nu fim rasiști, să nu urâm ceea ce nu înțelegem și așa mai departe. Dar, din păcate, trăim într-o lume din ce în ce mai scindată, nu vreau să fac acum apologia conflictelor, sper ca oamenii să fie din ce în ce mai frați și să ne întoarcem la valorile acelea ale Revoluției franceze: libertate, egalitate, fraternitate.
Da, doamne, mai am o singură întrebare pentru tine, Răzvane. Domne, dacă în serialul în care ai jucat tu a înviat George Mihăiță, vreau să știu dacă o să învii și tu. Se vede. N-am informații în acest sens, dar dacă dușmanul meu de moarte a revenit la viață, cine știe? Așteptați-vă la orice. Gianni se întoarce. Da. Doamnelor și domnilor, îi mulțumesc foarte mult lui Răzvan Oprea. Vă rog să mergeți pe calea pe care merge el. Într-adevăr, e un sport absolut minunat, de o eleganță absolut extraordinară și o lecție de viață. Răzvan, felicitări, să revedem cu bine, te așteptăm și în studio și sunteți, e foarte frumos ceea ce faci. Vă pup, mulțumesc frumos, zi frumoasă. Zi frumoasă, a fost Răzvan Oprea, doamnelor și domnilor. Mergem acum către o artistă absolut extraordinară, gospodină, domne, ai terminat mâncarea? I-am făcut și poze. Da, până atunci însă vreau să știu, ieri a făcut ciorbă de văcuță, așa că poate să guste în cunoștință de cauză Carmen Trandafir. Bine ai venit, Carmen! Bine te-am găsit. Ce prezentare frumoasă, gospodină. Așa, nu. Hai, la gă. O să las și eu telefonul. Hai, te vin la gustat aici să vedem. Băi, fii atent că până acum a fost lumea politicoasă. Carmen îți zice dacă da sau dacă nu, da? Hai, da. Pe aici, Carmen, hai. Am încredere în ceea ce fac, așa că n-am cum să greșesc. N-ai bine să greșești? Am crezut că ne salutăm. Bună, pare bine. Ce trebuie să fac? Adriana, auzi că Adriana e sora ei. Carmen, Adrian, okay. Deci... Aici avem arancini. Am crezut că sunt găluște. Nu, sunt niște chifteluțe de orez și sunt umplute în interior cu brânză de burduf și bacon. Deci o farfurie, mă, dar tăiem acolo, la grămadă, acolo. Așa, și aici e linte. Și ce trebuie să fac? O inimioară. Să gust, să vedem dacă îți place. Da, și aici avem o salată de linte cu legume. Acum voiai să faci cură. Vreau să le iau acasă așa cum sunt, nu trebuie să le să stric, scuze. Da, da. Așa și deci asta e pentru Carmen, da? Vai, okay, da. Mulțumesc. Hai că te ajut eu. Hai că am emoții, m-ați luat așa pe nepregătit. Ia uite, vezi. Ia să vedem. Vedeți în interior. Înainte eu trebuie să adume. Bun? Foarte bun. Deci ce ai aici înăuntru? Brânză de burduf, bacon și în orez ceapă verde, pătrunjel. Nu m-ați întrebat dacă țin post. Cristi, ce ai norocul vostru e că nu. Zic, aolea, să vezi și înjurăturii mea acum foarte frumos. Știi cum se spune, păcatul e al vostru. E adevărat. Eu scăpasem, mă aruncase repede la tine. Scoate o foaie de hârtie, cum era la școală, și notează cum se face o ciorbă de făcuță. Cum se face, Carmen, o ciorbă de făcuță? Mai puțin am derutat-o pe doamna producător, alaltă eram făcut ciorba și acum așteaptă o a doua ciorbă. E ca și cum ar fi fost ieri, da. Acum așteaptă o a doua, o fac pe a doua, da. Dar nu aveam verdeață și când plec de aici mă opresc să iau din piață. Eu acum o adaptez, eu nu am rețetă. Mari creatori fac cum vor ei, deci adică nu e așa ca și cum... Două ore să fiarbă bine la oala sub presiune, după care între timp toc legumele, pun totul acolo și la sfârșit arunc acum, în sezonul ăsta, lobodă, ștevie, pătrunjel leuștean, așa, doar le rup, nici măcar nu le tai, le rup cu mâna și le arunc și cu zeamă de varză. Varză pusă de Emil. De Emil? Da, deci iau din pivniță, cobor, adică el. Doamnelor și domnilor, în săptămâna asta familia Grădinescu a fost da, la noi. Da, sunt păcătoasă, recunosc că nu țin. Se poate și ciorba de post, fără carne, dar cu tot zarzavatul ăsta. Cine ține post, să țină post, da? Ia terminați cu nu prea. Da. Ne întoarcem cu Carmen imediat, avem și o piesă, mai avem și niște fotografii și niște istorii absolut senzaționale, plus două anunțuri foarte importante, unul de breaking news. O celebră vedetă din România a ajuns la spital de urgență, o să aflați imediat. Bring out the best of me, of my
Foarte frumoasă piesă a lui Carmen Trandafir, Vino Carmen încoace, pentru că până viitor rămânem în familie, Emil la Prima Sport, noi la Prima, dar și Cinemaraton, care aniversează, doamnelor și domnilor, Cinemaraton te premiază. Ei bine, după cum vedeți, 6 ani cu filme românești de toate genurile, trece Carmen frumos și din toate timpurile, cu medalioane și interviuri cu actori și regizori și reportaje și transmisiuni de la evenimentele cinematografiei românești. Pentru cei care ați fost alături de Cinemaraton în toți acești ani și sunteți parte din povestea filmului românesc, Cinemaraton te premiază. Urmăriți întrebările de concurs pe TV sau pe pagina de Facebook Cinemaraton și răspundeți în comentariul la întrebarea zilei în cadrul postărilor de concurs. Vor fi mai multe întrebări, urmăriți-le și participați. Puteți câștiga un kit format din aparatul foto mirrorless Canon EOS R6 Mark II sau Mark II și un obiectiv foto. Deci avem un aparat foto foarte șmecher pentru dumneavoastră. 6 ani de Cinemaraton pentru a deveni și dumneavoastră creatori, așa cum, pentru că cele mai importante nume ale cinematografiei românești, domnilor și domnilor, se află doar la Cinemaraton. Acolo sunt toți. E un lucru absolut senzațional. Doamnelor și domnilor, la mulți ani Cinemaraton! La mulți ani! La mulți ani! Ce mai faci, Carmen? Bine! Mă bucur să te revăd. Foarte frumoasă piesa. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc și mie îmi place foarte mult. E scrisă de Kairi Mendel și dacă tot îl amintesc, vreau să-i urez succes în seara aceasta. Are premieră la opera, la Opera Națională. Joacă rolul lui Raul, cântă în rolul lui Raul la Fantoma, în spectacolul Fantoma de la opera. Îi urez mult succes și abia aștept să-l văd și eu mâine. Doamnelor și domnilor, da, succes! Aceasta, doamnelor și domnilor, este Carmen, cu fratele ei. Da, cu Răzvan. Ce mai face Răzvan? Acum 1000 de ani. Răzvan, e bine, predă, e în muzică, e în domeniu, predă, lucrează cu copii, predă la școli, da, la școală. Când te vezi în fotografiile astea, la ce te gândești? Mă gândesc cu satisfacție că n-am trecut degeaba și nu trec degeaba prin viață. Bineînțeles că totul a culminat cu venirea Anei pe lume, dar dacă vorbim doar de profesie, tot ceea ce văd îmi dă o stare de bine. N-am niciun regret din ceea ce și nicio amintire neplăcută. Uite-o pe Carmen, doamnelor de și domnilor. Ținut minte. Acum mai mulți ani de zile. Ce? Poza e un aici, pic... Na, arată cât de veche e, dar faptul că e color înseamnă că încă... Suntem în... Apăruse, uite, aici apăruse... avem și o divă, ca să zic așa. Uite ce periculoasă era aici. Eram bronzată. Dacă nu-i mare diferență. Așa. Foarte simpatic, da. Da, foarte frumos. Mulțumesc. Da, pe vremea când câștigasem Orfeu de aur, 18 ani, 19, 20, da. Foarte da, frumos. Pe acolo, Mama Maia aici, cu Nu privi în urma ta, piesa lui Mihai Alexandru, cu Răzvan în Bulgaria la un festival, Să crezi în destin, duetul, tot Mihai Alexandru. Foarte frumos. Televiziunea română. Da. Deci, în continuare, este loc pentru muzică bună, dincolo de faptul că există, adică, există un val și foarte multe piese se aud foarte des. Ca să știi că a revenit nu muzica bună, n-aș vrea să mă laud eu, că bine, nici nu e scrisă de mine, deci pot să spun că piesa mea face parte din această zonă a muzicii bune. A revenit foarte mult muzica. Muzica, nu neapărat instrumentalul, melodia, versurile. Ascult la cei de afară, întâmplător, mi-am dorit foarte mult și eu stilul ăsta, care amintește de muzica anilor 80-90. Am ascultat Ariana Grande și la fel cu The Weeknd și acum eu nu știam piesa lui Miley Cyrus, da. Flowers sau nu știu cum se numește. Te cred, nu le știu pe care la fel este, aduce, are izul acesta anilor 80-90. Asta înseamnă că revine genul ăsta de muzică în care auzi muzica. Da. Domnilor și domnilor, vreau să ne amuzăm pentru un minut, două, până când o să vă dăm și informația de breaking news, pentru că vreau să vă spun că fix acum aproape 2 ani de zile, în emisiunea noastră, aproape în sensul în care e minus o zi, a venit Carmen Trandafir împreună cu Emil Grădinescu. Exact, acum 2 ani. 2 ani, în 2020. Domnule, și a fost foarte simpatic. Fii atent, Adriane Fază. Deci vorbiseră să-mi facă farsă, că era 1 aprilie. Acum a căzut sâmbătă, am scăpat.
Dar puteam să venim astăzi, de ce nu mi-ai zis? Că împlineam 2 ani, veneam cu el. Cu... Ai pus ceva în chiftelele alea să știu dacă mor. Nu, și în orice caz, a fost foarte simpatic. Să nu spre casa ta. Stai că vreau să ajung la o mărturisire. A fost foarte simpatic că împreună cu Carmen și cu, și cu echipa mea hotărâseră să spună că mi-au lovit mașina. Înțelegi? Că a venit Carmen împreună cu Emil și au lovit mașina. Băi, dragul de Emil pe care l-ați văzut la emisiune, băi, nu știe să mintă, mă. Nu, a, nu. Și nici eu. Adică, nu, dar tu, parcă te-ai mai scăldat-o aici. Cumva, da. Înțelegi? Da, am venit aici, am lovit o mașină, înțelegi? Și a zis numărul de mașină, dar care a fost problema? Că a greșit numărul mașinii. A greșit numărul, și înțelegi? Tu nu și după aia că mi-am dat seama că el spunea numărul, dar se uita cumva la mine în sensul în care, bă, aștepta, adică aștepta să ric. Eu lem, da. Vezi? Și după aia mi-a dat, am înțeles. Și după aia a fost Carmen drăguță, zice că lasă, că nu știe să mintă. Deci, să știi că voi de 1 aprilie trăiți normal, nu? Da, dar să știi că dacă încerci să-i faci o farsă lui Emil, n-ai nicio șansă, îți strici farsa, pentru că el nu are nicio reacție. Indiferent ce-i faci, ce, pur și simplu e... E absolut normal tot ce se întâmplă în jurul lui. Nu reacționează, deci nu de... se extaziază, nu e un stin de conservare, se apără sau... Și, uite, de exemplu și cu Ana, dacă are rezultate bune la școală și vine, o felicită, dar își interiorizează foarte mult trăirile, știi? Nu lată. Nu știu cum m-a cucerit pe mine, că da, m-a chiar păcălit crezând că mă place, dar n-am citit nimic pe fața. Ei, a făcut el cumva. A fost acolo, cumva, o chimie. Cumva, lasă. Îți spun eu ce a făcut. M-a terorizat cu muzică rock. Păi și nu era bine? Păi nu, cu extremă și... Adică ce muzică rock extremă? Măi, tot timpul uit trupa. Deci în orice emisiune merg și mi se întreabă, spunem trupa, uit cum se numește. Metallica, de asta e Romeda? Nu. Mai rău. Nu, nici Chicken Food. Mereu uit. O să se supere că uit și de data asta. Că se spune că atunci când te marchează ceva, țin minte. Nu. Ține minte momentul. Deci după ce mi-a pus acea piesă toată noaptea, așa, am zis că gata, eu cu omul ăsta nu. Și... am mai făcut... A schimbat piesa a doua zi și... Ha-ha! Da, foarte frumos. Da, mai glumim. Da, doamnelor și domnilor, hai să vedem și informația de breaking news pe care vă spunem chiar acum. Deci, breaking news... Carmen nu trebuie să comenteze, spun doar eu, timp de un minut și ceva. Adrian Minune a ajuns de urgență la spital și se află sub observația medicilor. Doctorii au făcut o serie de analize, manelistul așteaptă diagnosticul, este la un spital privat, încă nu i-a oferit un diagnostic, nu exclu nici posibilitatea de a avea COVID, dar acesta i-ar fi declanșat o serie de reacții adverse. Mă rog, a mai fost și alte probleme de sănătate în familie, se știe despre Cati, soția lui, dar a trecut. Trebuie să spunem că în acest moment, familia este cu sufletul la gură și așteaptă ca Adrian Minune să își revină și să se vadă exact ce este. Aceasta este o filmare absolut senzațională pe care am făcut-o cu toată familia și la care v-ați uitat într-un număr imens. Poate vom mai reveni cu asemenea secvențe. Până atunci însă, multă sănătate, Adrian. Sperăm să te auzim cu bine chiar de mâine, dacă e. Multă sănătate, să fii bine! Sănătate și din partea mea. Sănătate și din partea mea, pentru că nu mai vrem să auzim de asemenea vești. Doar de bine. Da. O pupăm pe Carmen, îi mulțumesc, da, și stai și că eu mai aveam un anunț aici. Ce are, mă, telefon? Deci, doamnelor și domnilor, nu uitați că Prima Comedy se lansează oficial, Charlie Chaplin, Benny Hill, Andrei Duban. Printre vedetele ce pot fi urmărite pe cel mai nou canal TV de comedie. În vremuri în care râsul este mai important ca niciodată și recomandat pentru o viață sănătoasă, Prima Comedy le propune telespectatorilor un mix de comedie clasică, show de umor și comedie contemporană, toate sub sloganul Don't Worry, Be Comedy. Din 3 aprilie, de luni până joi, la ora 22, a început să cadă în bucătărie lumea de emoție că începe Prima Comedy. Andrei Duban vine cu Bank Show. Carmen, te pupăm! Mulțumesc frumos de invitație! Foarte frumoasă piesă! Aștept să vin cu următoarea, cu următorul proiect și la final, când vom termina întregul proiect, să venim cu discul la tine. Așa facem! Mulțumesc. Carmen! Mulțumesc. Ne vedem săptămâna viitoare cu alte surprize. Aveți grijă ce se întâmplă cu 1 aprilie ca să nu cădeți singur în ea, cum se spune. Toate cele bune!